Campania de dezinsecție împotriva căpușelor a fost finalizată pe o suprafață de peste 2 milioane de metri pătrați din oraș. Au fost efectuate stropiri în parcuri, locuri de joacă, pe malurile begăi și în zonele cu bălți. Au fost utilizate produse avizate de Ministerul Sănătății și aplicate de personal calificat. Între data de 15-25 aprilie va continua dezinsecția împotriva țânțarilor. Tratamentele vor fi aplicate terestru între orele 21-6. Apicultorii sunt rugați ca în acest interval să ia toate măsurile pentru protejarea albinelor, iar locuitorii să evite zonele în care se acționează.